dimineața, dragile mele! Mi-am făcut un espresso lungo. Astăzi încerc un alt fel de vlog pentru voi. Pentru că voi face un vlog cu curățenie. Am mai făcut, adică v-am mai arătat cum mai curăț eu partea de camera de filmat. Camera în care lucrez cel mai mult și cel mai des. Imediat o dau pe asta pe afară. Și astăzi m-am gândit să filmez cum fac curățenie, unde, ce folosesc și așa mai departe. Pentru că am văzut că se poartă astfel de clipuri și m-am gândit să încerc și eu. Pentru că dimineața m-am spălat deja pe față și pe dinți. Mă dau cu o cremă, asta e dermoreparatoare, pentru că mai am câteva urme pe aici și aici de la coșulețe. Și asta mă ajută. Asta e de la Girovital. Acum nu ies din casă, eu nu folosesc protecție solară. Și chiar folosesc protecție solară dacă merg la grădinărit, stau în grădină și muncesc, plantez flori și așa mai departe. Doar atunci folosesc protecție solară, adică nu trebuie să merg neapărat la plajă ca să folosesc SPF. Asta cu bobul de mazăre, la mine nu se aplică, adică mie îmi trebuie tot timpul mai multă cremă decât scrie la carte, să zic așa, pentru că dimineața mi este destul de uscat tenul, nu știu de ce, și atunci eu aplic crema pe care o simt că trebuie să o aplic pe pielea mea până intră crema în piele și este suficient de hidratată, fără să am exces de cremă pe piele, adică să fie lipicioasă. Pentru că mi-ați mai cerut să vă arăt ce mănânc dimineața, ce în timpul zilei și așa mai departe, astăzi, adică am să vă arăt imediat micul meu dejun pe care îl consum în ultima vreme. Încă n-am ajuns la partea cu shake-uri, să beau shake-uri în fiecare dimineață. Nu știu, cred că mi-am cumpărat prea mult iaurt, sincer. Cred că asta ar fi chestia, dar acum dacă au apărut fructele în piață și în sfârșit mi-am cumpărat căpșuni și cireșe, atunci o să pot să fac și mai multe shake-uri și în timpul zilei. Bun, așa că hai să începem, pentru că cred că va fi o zi destul de lungă. Neapărat trebuie să servez prima dată pe Lily cu un pic de iaurt, pentru că altfel nu se poate. Lily, vrei? Hai! Haide, vino! Haide! Aici este umbră, să știți, nu-i murdar bolul. Mai scurg puțin apa asta rămasă. Și am să amestec iaurtul meu preferat. Asta este cu bucăți de caise. Prima dată îmi pun iaurtul. De obicei pun cam 4 linguri. Sau 5, depinde cât de multe cereale scap. Așa, și atunci mai pun doar o lingură mare de iaurt grecesc, dar cred că mai trebuie încă una. Și le amestec. De obicei nu amestec, dar acum mi-a mai rămas puțin din cel cu caise și nu vreau să-l las să se strice. Și îmi place să-mi fac mixul meu propriu de dimineață, așa că pun niște pulci de porumb. Acum nu o să-mi iasă perfect ca de Instagram, sincer, dar am să mă chinui. Hai să facem așa. Am să pun niște semințe de chia, așa pe mijloc. Vreau să vă zic că eu zi de zi, eu doar mi le pun în bol și mi le aranjez, adică nu stau să fac un decor la mâncare, sincer. Și îmi pun și niște cereale cu ciocolată, dar mi-am cumpărat ceva fără zahăr, pentru că nu-mi plac cele care sunt foarte, foarte dulci. Și nu pun multe, adică doar să fie ceva de crânțănit. Așa arată momentan. Și în premieră am să-mi pun câteva căpșuni, pentru că în sfârșit am găsit. Cam așa arată, ce ziceți, mă pricep? Oricum, în fiecare dimineață cereale cu iaurt. Dar ce au cu pizza? Ce faci? Ai venit să mă masezi? Ai venit și tu să prezinți produsele cu care o să fac curat? Hm? Așa! Bun, deci e cocuța
Și de fiecare dată când stau aici, ea vine să stea la mine în brațe. Am pe toate canapelele câte un pled sau pătură sau ceva, ca să nu îmi zgârie decorul de pe aici, dar oricum este totul... Hei, hei, Coco, nu vă bateți! Oricum, e tot deranjat. În fine, am primit două noutăți de la Nufăr, pe care le găsiți pe site-ul farmec.ro și acolo găsiți și extra reducere. Dacă vă abonați la newsletter, aveți 15% reducere la prima voastră comandă. Și v-am mai zis și în alte clipuri, v-am zis și în clipul cu haul, că cei de la Farmec au lansat produsele antibacteriene și biocidele. Au câteva produse profesionale pentru instituțiile sanitare, pentru cabinetele medicale, cosmetice și așa mai departe. Și pentru noi, cei casnici, pentru cumpărătorii casnici, au pus la dispoziție două produse pe care eu am să le folosesc astăzi în curățenie, pentru că nu am mai găsit nimic în magazine, ceva de genul ăsta, deci chiar s-au epuizat toate și cred că știți chestia asta. Așa că primul produs pe care l-am aici este un Nufăr antibacterian dezinfectant universal. Asta este și bactericid și fungicid. Da? Ăsta l-au avut și înainte, dar nu știu dacă era bactericid și fungicid. Ăsta este fără clor și cred că e oricum formula îmbunătățită, pentru că îți trebuie aprobare de la Ministerul Sănătății ca să fie produsele bactericide și fungicide. Astea sunt bune și pentru curățarea jucărilor pe care nu le am, dar pe ăsta am să-l folosesc pentru spălatul pe jos. Și mai am aici un alt produs. Ăsta este pentru, tot pentru suprafețe, dar este cu pulverizator. Și cred că este cam același produs, dar într-un alt ambalaj. Uitați aici. Și pot să-l folosesc eventual pe cel mare ca și refil pentru acest ambalaj. Bun, deci este cam același lucru. Iar pentru mâini am de pe site acest săpun lichid antibacterian family size la 500 de mililitri pe care am să-l pun în baie. Așa că vreau să curăț toate mânerele de la uși, vreau să curăț întrerupătoarele și așa că hai să începem. Și în baie, dar aici lumina e un pic mai ciudată, de aia se vede așa de închisă, îmi pare rău, dar oricum mă apuc să spăl atât cuveta cât și oglinda și o să vă arăt un truc foarte mișto pentru oglindă. Bun, hai să vă arăt
Iau spuma de la lui Andrei. Poate că știți trucul ăsta cu spuma, dar vă zic eu că funcționează. Și trucul e în felul următor. Trebuie să pui spumă de ras pe oglinda, astfel încât atunci când faci baie să nu se mai aburească. Și într-adevăr să știți că funcționează trucul ăsta. Îl folosesc deja de ceva timp și e foarte, foarte bun. Avea un pic de lucru la oglindă, dar eu am pus prea multă spumă. Ea nu se spală, trebuia să pun puțin mai puțină spumă, dar oricum m-am descurcat. Ideea e în felul următor, aplicați spumă după ce a spălat geamul, oglinda și nu se va mai aburi. Lili e aici, supraveghetoarea mea șefă. Și eu de obicei, de fapt înainte să am dezinfectantul, foloseam acesta pentru spălat pe jos. Mai am foarte puțin din el, nu știu cum să vi-l întorc, dar așa se vede cel mai bine. Mai am foarte puțin din el până aici. Pe acesta îl foloseam și acum am să le amestec. Eu am să pun un căpăcel din acesta. Pentru că n-am pus foarte multă apă, Lili mama nu-i voie și am să pun două căpăcele din acesta pe spate, văd că este recomandat. Zice aici, par dosel de orice tip, ustensile, jucării, aparate, întrerupătoare, clanțe, uși, telefoane, tasaturi, coșuri de gunoi, obiecte sanitare, colivii, cuși de animale, deci tot. Utilizare. Pentru suprafețe mari, diluați 4 căpăcele pline în 2 litri de apă. Eu cred că am 2 litri de apă, cam așa am aici. Și atunci am să pun încă 3 pentru că am mai pus din celălalt. Dar oricum să știți că miroase foarte bine ăsta, cum l-am folosit acolo la chiuvetă și în bucătărie. Miroase foarte, foarte plăcut, la fel și să pun acela lichid. Are un parfum foarte plăcut să pun lichid. Și atunci din ăsta am să pun 3 căpăcele. Așa. Stați liniștite că oricum nu se bagă acolo Lili, e doar curioasă, așa că mă pun să spăl pe jos. Am zis să vă arăt și pe Lili, deși acum e puțin nervoasă pentru că nu-i place chestia aia mov cu care șterg pe jos, o urăște, se sperie de ea foarte, foarte rău și e un pic frică. Așa e, Lilia! Lilia! Ce voiam să vă zic? Am terminat curățenia. N-am filmat chiar tot pentru că nu știu dacă ar fi fost entertaining pentru voi să vedeți cum spăl în toată casa pe jos. Bun, acesta a fost vlogul, sper că v-a plăcut. Dacă mai doriți să vedeți astfel de vloguri în care fac curățenie sau, nu știu, doriți să vedeți altceva, atunci să-mi ziceți pentru că filmez cu drag pentru voi. Acum vă las, mă duc la duș. Vă pup! Pa, pa!